Restaurantul municipal Lugoj, recent deschis, a avut mare priză la public în mini-vacanța de Rusalii, poate și din cauza că intrarea a fost gratuită. Potrivit reprezentanților administrației locale, de vineri și până luni, aproximativ 1400 de amatori de relaxare și bălăceală au fost prezenți la strand. Conform așteptărilor, cei mai mulți au fost lugojeni, însă nu au lipsit nici cei din Balinț, Bodo sau alte comune din apropierea Lugojului. Și persoane din Caransebeș au venit la Lugoj să se îmbăieze în noul strand. Primarul municipiului preconizează că în viitorul apropiat vor veni și mai mulți vizitatori. De asemenea, în viitoarea ședință de Consiliu va fi propusă schimbarea orarului, în sensul ca în weekend strandul să fie deschis de la ora 10 la 20, iar marți, miercuri, joi și vineri tot până la ora 20, însă ora deschiderii în aceste zile nu se știe încă cu exactitate.